Salutare! Astăzi o să facem un episod pe care l-ați cerut foarte mulți, așa că responsabilul pentru acest video, așa cum v-am zis, dacă vreți să fiți responsabil într-un video, trebuie pur și simplu să lăsați o propunere de idee în care să încercăm arome și responsabilul pentru ziua de azi este acesta! Așa că, felicitări lui, tu ești fericitul câștigător de astăzi și, ok, dacă vreți să fiți responsabil, lăsați în comentariu și, bineînțeles, trebuie să dați și like dacă vreți să vă aleg bine. Asta e doar o schemă, doar pentru a vă face să dați like. Dar astăzi o să încercăm arome de la Cubeti. Așa că o să dăm drumul, o să le degustăm și prima aromă de la Cubeti este Cubeti cu ketchup. După cum văd aici, scrie Cubeti Sticks Ketchup. Vreau să vă zic că aceste arome am ales arome pe care nu le-am mai mâncat până acum și este prima oară când le mănânc, așa că hai să vedem. De ce am rupt punga? Nu trebuia să rup punga. Mamă, ce mișto arată! Arată exact ca niște cartofi prăjiți. Wow! Mamă, chiar au gust de ketchup! Mamă, ce aromat! Deci se simte gustul de ketchup dulce. Dulce! Mamă, sper că nu mor de la ei, nu? Frate, cât de bune sunt chestiile astea! N-am mai mâncat Cubeti de când eram la școală, cred că prin clasa a 5-a sau a 6-a. Și știți că eu țin de Cubeti, erau niște pătrățele mititele ca niște pâini arse, ceva de genul. Dar astea arată ca niște chipsuri și sunt foarte lungi. Da? Așa că o să le dau nota 10, au o aromă foarte, foarte bună și chiar îți las așa în gură o aromă de ketchup extraordinar de mare. 10! Următoarea este Cubeti Cheese, scrie acolo, nu știu dacă se vede, cu brânză, deci, să vedem ce scrie, Flavor Cheese Sticks. Asta vă cau aceeași formă, să vedem. Oh. Aceeași formă o au și ăștia, după ce văd. Aștia sunt cu brânză, nu? Ia să vedem. Mamă, e crocant! Mamă, ce bun! Wow! Ăștia sunt mult mai crocant. Categoric, au aroma aia de brânză, dar parcă nu așa puternic, ceva gen ca un cașcaval frumos sau ceva de gen. Bine, sunt poate aromat cu brânză, dar nu sunt așa aromat. Sunt foarte crocanți și o să le dau nota 10 pentru crocanțeneală, sau cum se zice. Și nota, să zic, 8 sau 7,99 pentru brânză. Oricum este super. Și cam atât. Următoarea este Cubeti cu barbecue, dacă scrie acolo BBQ. Ok, să vedem ce gust are. De ce reușesc de fiecare dată să rup pungile? Habar n-am. Așa că... Mamă, ce parfumat sunt! Băi, din bun... Îmi vine să strănut. Da, nu am strănut. Ce enervant e senzația aia când îți vine să strănut și după aia în ocean nu poți, te chinui să te uiți la lumină sau ceva de genul și nu îți vine să strănuți. Da, cred că o să dau la fel, nota 7 pentru aromă și 10 pentru crocanțăneală. Știu că nu se zice așa, de mă rog. Dar bun așa, doar să simt ceva, să crănțăni. Și dacă vrei ceva chipsul sau ceva de genul, asta ar fi indicat. Așa că o să dau nota 7,99 sau 7,89, ceva de genul pe acolo. Așa că... Mai am încă o idee. Așa că am pregătit aici și un ketchup pe care, dacă am văzut aici că ăsta este cu ketchup, ok, ăsta este cu ketchup, o să punem și niște ketchup pe el să vedem ce aromă are cu ketchup. Yummy! Se vede ketchup-ul. Reclamă la ketchup, reclamă la acest capac, reclamă la tricou, reclamă la peretele din spate. Cât bun e sticks-ul ăsta, băi, ești nebun la cap. Acum îmi dau seama. Acum o să încercăm cel de la... Ei, nu-l da pe jos. Asta este cu barbecue. Ia să vedem. Yummy. Mamă, e mult mai bun cu ketchup. Zici că mănânci cartofi prăjiți. Asta este cu brânză.
zici că mănânci cartofi prăjiți cu ketchup. Deci nu este nici o diferență. Și ultimul cu brânză. Interesant. Interesant și totuși satisfăcător. Așa că acesta a fost clipul. Dacă vrei să fii responsabil pentru următorul clip, dă un comentariu și bineînțeles să lași un like pentru că vei fi responsabil și să lași un comentariu cu o idee, o sugestie și așa mai departe. Și nu uita să mă urmărești pe pagina mea de Instagram, Florin Hris cu Style, pentru că mai am încă un Instagram, îl aveți în descriere. Dați-mi un follow neapărat acolo pentru că postez și acolo poze foarte interesante și vă fac în pofte și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari. Eu vorbesc în continuu foarte repede pentru că nu are nicio altfel de relevanță ceea ce vorbesc, nu are nicio logică, dar vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari. Cei mai tari de la tot și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!